Bună seara tuturor celor care la această oră urmăresc televiziunea Plus. Am convingerea că veți avea și curiozitatea, dar și răbdarea să rămâneți cu noi, cei de la emisiunea Vorbește Suceava. Când spun noi, mă refer bineînțeles și la colegul meu, Ticu Dolenski, aflat în spatele camerelor de luat vederi în studioul numărul 2 al televiziunii Plus, dar și la colegul din regia de emisie, Luis Constantinovici, precum și la colegii și colegele de la relații cu publicul, tuturor le mulțumesc. În primul rând o să vă spun foarte, foarte pe scurt o știre a zilei, un sondaj de opinie al zilei realizat de grupul de studii sociocomportamentale Avantgard și de centrul de studii ESOMAR în ciclu Agenda Publică cu mai multe întrebări. Eu am reținut pentru dumneavoastră doar 3 întrebări, întrebarea numărul 1, numărul 8 și numărul 19, asta pentru a fi foarte, foarte clar ce prezentăm din acest studiu privind agenda publică. Prima întrebare: considerați că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? Ei, 86% dintre români consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 8% dintre români consideră că lucrurile merg într-o direcție bună. Mai mult, cei de la Avantgard, grupul de studii sociocomportamentale, dar și cei de la ESOMAR, au mai adresat o întrebare românilor. Dumneavoastră personal ați auzit de eliminarea subvenției guvernamentale la gigacalorie și recalcularea pragurilor de subvenții pentru căldură? Ei, un subiect deosebit de interesant pentru români, și românii sunt foarte interesați de subvenția guvernamentală pentru gigacalorie, în timp 88% dintre români și implicit dintre suceveni au auzit de eliminarea subvenției guvernamentale la gigacalorie și recalcularea pragurilor de subvenții pentru căldură, și precum și noua modalitate de acordare a subvenției pentru căldură. Veți vedea de ce m-am oprit la studiul ăsta. Pentru că în această seară, așa după cum am tot promis eu de prin înainte de a fi socru mare primarul Sucevei, am de vreo 3 luni de zile am promis că va reveni cu drag la emisiunea Vorbește Suceava pentru a-i adresa și eu întrebări de la dumneavoastră, număr de sute primite ori telefonic, ori pe stradă, ori a-i adresat dumneavoastră întrebări în direct și a discuta multele teme ce țin de dezvoltarea municipiului Suceava. Bună seara, domnule primar, mulțumesc mult că ați răspuns invitația noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Trebuie să prezentăm foarte clar că lunar la dumneavoastră la televiziune, aici, la emisiunea dumneavoastră, pentru că am mai fost la televiziune, dar nu la emisiunea dumneavoastră, vine un reprezentant al primăriei municipiului Suceava. Nici nu putem cădea în panta cealaltă, zic că lumea că stă numai la televizor și nu ne ocupăm de treabă. Deci, în concluzie, la emisiunea dumneavoastră, lunar, va fi un reprezentant al primăriei municipiului Suceava. A fost domnul la emisiunea dumneavoastră. A fost domnul la televiziune, venim și la alte emisiuni. Bine, dar noi am avut așa o înțelegere amicală după ultima emisiune de prin martie, cred, și ați spus că veți mai veni măcar o dată pe lună. E bine, o dată pe lună vine reprezentant al primăriei. Pentru că eu vreau să fiu echidistant și cu toată mass media, vreau să vă spun, nu refuz emisiunile la care sunt invitat și merg la toate televiziunile, la toate posturile de radio. Deci și aici trebuie să, cum dumneavoastră, încercați să faceți o echidistanță față de noi și noi trebuie să avem o echidistanță la rândul nostru față de toată mass media din Suceava. Nu putem face numai emisiuni cu dumneavoastră. Corect. Nici eu nu-mi doresc să știți asta, dar sucevenii au o multitudine de probleme. Așa și este. În momentul în care ei își pun o speranță în mine că voi adresa problemele dumnealor reprezentanților din conducerea primăriei, nu musai dumneavoastră, ci și colegilor dumneavoastră, viceprimarilor Lucian Hașoșu sau Dorel Seredenciuc, așteaptă și ei un răspuns. Ei, dacă ei mi-au adresat întrebarea în iunie și eu le răspund în septembrie, să știți că poate până atunci dumneavoastră rezolvat problema, să spunem. Domnul Orsache, noi suntem transparenți la primărie, lipsit de modestie, spuneți dimineața la 7 la primărie, în fiecare zi mă găsește oricine, ușa la mine e deschisă, nu stau cu paznic la ușă, deci dacă cineva are o problemă și vrea să o rezolve, poate rezolva. Foarte pe scurt aș vrea să comentăm puțin sondajul făcut public chiar în cursul zilei de azi de către colegii mei, pentru că și eu am făcut studii de piață și sondaje de opinie, colegii
colegii mei, aș putea spune fără să greșesc, de la Avangard, grupul de studii sociocomportamentale, și la ESOMAR, privind agenda publică. În primul rând, singura întrebare care aș vrea să ne axăm e cea privitoare la eliminarea subvenției guvernamentale la gigacalorie și recalcularea pragurilor de subvenții pentru căldură. Să știți că dacă aș face un procent din 10 telefoane primite, vreo 7-8 se referă la subvenția pentru căldură pentru iarna care... Da, eu aici nu pot spune decât un singur lucru, am mai spus-o și o spun prin luna mai, iunie, deci în primul rând sucevenii vor avea căldură și apă caldă în această iarnă și în al doilea rând nu va fi scumpit prețul gigacalorii, va rămâne același preț, 185 de lei pe gigacalorii pentru toată lumea. Sigur că s-a modificat legislația, primăria trebuie să facă niște eforturi deosebite împreună cu societatea de termoficare și vreau să vă spun că chiar și de la guvern, săptămâna trecută, chiar azi săptămâna, când au fost probleme, sau mâine săptămâna, pe data de 7 am fost la București și vreau să vă spun că mai sunt încă 13 miliarde care deja sunt în cont la Termica pentru a asigura plata cărbunelui. Sigur, e mult, e puțin, deci primăria, Termica și sunt convins că și guvernul ne va mai ajuta, vom trece această iarnă. Această posibilitate de a modifica prețul de referință pe trepte de venit, eu zic că nu e corect la Suceava, pentru că în măsura în care deschidem cutia Pandorii s-ar putea mai multă lume să ia alte decizii, de branceze. Ori noi acum avem o bătălie pe viață și pe moarte să păstrăm numărul de abonați, având în vedere faptul că avem o investiție în derulare și vreau să vă spun că în această toamnă va începe investiția pentru noua centrală termică jos la societatea de termoficare. Un lucru absolut necesar este păstrarea numărului de abonați. Ca atare, încă o dată vreau să-i asigur pe suceveni că vor plăti la factura de încălzire la fel ca anul trecut, poate de la caz la caz chiar mai mici. Eu vreau să vă spun că aceste discuții le-am avut și anul trecut pe vremea aceasta și factura anului 2010 comparativ cu anul 2009 la încălzire a fost mai mică cu aproape 15% factura totală din încălzire la nivelul municipiului Suceava. Și sigur că lucrările care le-am făcut în ceea ce privește reabilitarea magistralilor principale, secundare, a punctelor termice s-a cunoscut pentru că s-au redus pierderile în rețea. Deci, în concluzie, eu vreau să-i mai asigur încă o dată, la modul cel mai sincer și serios și cu fermitate pe suceveni, că în acest an vor plăti tot atât cât au plătit la încălzire, la fel ca și anul trecut. Sper ca această iarnă să fie ultima în care funcționăm pe această structură, iar de iarna viitoare, așa cum s-a angajat cel care a câștigat licitația, respectiv firma Adrem Invest SRL, să funcționăm pe o nouă formulă de încălzire în municipiul Suceava și suceveni să plătească tot atât la încălzire, ca să înțelegem foarte clar, ei astăzi, de fapt, plătesc dublu indirect, pentru că gigacaloria este 3.600.000, plătește cetățeanul 185 de lei, dar diferența plătește primăria, care până la unul tot din bani publici este. Exact. Bun. Să spunem că am lămurit subiectul ăsta, așa am răspuns astfel direct la sute și sute de cetățeni care oarecum au intrat într-o panică, unii dintre ei poate... Justificat, chestiune foarte clară și o înțeleg. Nu am anunțat încă telefonul, anunț chiar acum 0330 10 10 22, 0330 10 10 22, numărul nostru telefon, cu toate că nu am anunțat încă că luăm telefoane în direct, pentru că mai aveam două subiecte înainte de a să le dezbatem, înainte de a lua telefoane, cel puțin așa aș fi vrut eu. Avem o stimată doamnă Camelia din frumosul cartier Burdujeni, cartier pentru care edilul șef, dar și conducerea primăriei are o atenție deosebită, cel puțin așa e perceput. Așa e perceput, eu vreau să vă spun că bugetul primăriei este repartizat proporțional toate cartierele. Doamna Camelia, sărut mâna, stimată doamnă! Bună seara, domnul primar, bună seara! Bună seara, doamna Camelia! Sunt din Burdujeni și am și eu o problemă. Spuneți, vă rog. Puteți vorbi mai încet că vă auzim foarte bine. Da. Mă scuzați, mă gândeam că nu se aude bine. Nicio problemă. Vă auzim perfect, parcă am fi lângă dumneavoastră. Da. La Asociația 38 din Burdujeni, știe da. Domnul primar, da. Foarte sigur unde e, da? Da, sigur că da. Mi se cere, deci în orice an, cât am stat aici, am stat vreo 2 ani, 3 ani, cât stau o chirie în Burdujeni, de 2 ani de zile eu am scos copilașii mei de la asociație, am 2 copii, fată și băiat, și nu mi s-a cerut până anul ăsta să aduc nicio dovadă că ar fi fost plecat din localitate. Păi da, cât... De anul ăsta, da. Poftim. Cât de mari copii, în primul rând, doamnă? Fetița are peste 18 ani, am plinit 18 ani și băiatul are 17. Eu sunt din Prahova, nu sunt de aici și părinții mei sunt de acolo.
și ei se duc în fiecare vacanță, se duc la ei acolo. Și acum trebuie să le dau dovadă la doamna de la asociație. Nu știu ce are cu noi, mă rog, nu știu problemele doamnei. Și nu se poate, trebuie să-i duc dovadă că au fost la părinții mei. Sau că a fost plecată în străinătate. Acum da, acum am adus de la Asociația Culturală Educativă Alcanu din al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, am adus pentru fata mea, am adus dovadă că a fost plecată în Portugalia cu dansuri. Și acum spune că nu, că vecina a văzut-o acasă, să-i aduc dovadă. Dar chiar așa se face, dar doamna, ce probleme are acolo, ce treabă are acolo? Nu trebuie să vină să verifice? Trebuie să se ia după vecini? Doamna Camelia, problema este în felul următor. Sigur, aici în primul rând e vorba de declarația asociației proprietare a șefului de scară. În același timp... Da, eu am semnătura domnilor. Da, dacă vecinii confirmă, șeful de scară confirmă că am stat acolo, cred că e valabilă da, suficient da, acea mărturie. Da, să-i duc dovada, că altfel nu mi-o scade la asociație. Da. Nu pot să spun așa ceva. Da, acum, mai este și partea cealaltă, eu vă iau ca o persoană de bună credință. În măsura în care copiii dumneavoastră au plecat o săptămână sau două și restul au stat acasă, vin ceilalți elevi. Plecați, doamnă, nu știu, eu vreau să, doamna Camelia, cu respectul, noi am finanțat plecarea ansamblului Arcanum în Portugalia. Nu cred că a stat 3 luni de zile ansamblul Arcanum în Portugalia. Nu. Au fost plecați după 25 iulie până pe 8 august. Domnul profesor Sorin Pohoată ne-a dat... Da, vezi că noi am finanțat această acțiune și știu. Deci, eu fac un apel și la dumneavoastră și sigur o să discut și la asociația acolo, să ia de bună ceea ce spun șeful de scară, ce spun vecinii dumneavoastră, dar trebuie și noi toți să avem o relație fair play, pentru că nu numai la asociație, și la salubritate și peste tot se întâmplă acest lucru. Și dați-mi voi să vă spun că am și eu în familie o asemenea problemă. Copiii pleacă la Iași când sunt studenți, soția zice, dar ce să mai plătim salubritate, de exemplu, copiii nu stau acasă. E, fiecare vine câte o motivație de genul ăsta și atunci este mai greu, că nici noi de la primărie și nici cei la asociații proprietari. Nu avem o mie de polițiști în Suceava să urmărim un om dacă pleacă două zile, două se întoarce și așa mai departe. Deci eu trebuie găsit înțelegere la asociația proprietari. Nu-mi plătește doamna de la asociația, doamna Adriana, mie nu-mi plătește. Nu e vorba, doamna Adriana, foarte bine, stimată doamnă. E vorba de o echitate, că dacă copiii dumneavoastră, într-adevăr, nu stau acolo, ies în ordine. Dacă o săptămână pleacă, o săptămână vin, ceilalți oameni care sunt în bloc, zice, doamna, eu de ce să plătesc pentru copiii mei care tot pleacă o săptămână și o săptămână vin și doamna Camelia să nu plătească? E o problemă de echitate între oameni, în primul rând. Da, dar dacă eu m-aș duce la asociație și aș spune că vecina mea nu e scoasă de la asociație și eu o văd, să-i aduc pe mine, doamna? Da, doamna Camelia, eu vă spun, este o problemă, în primul rând, 100% interna asociației. Noi vă spun cu toată sinceritatea, o să facem o verificare a asociației proprietari, să vedem și poziția celor asociații și poziția dumneavoastră, că, încă o dată vă spun, trebuie să fie echitate, să fim corecți cu ceilalți, cu vecinii și cu toți care locuiesc acolo în bloc. Pentru că fiecare își caută două scuze, iar trebuie să înțelegem foarte clar acest, eu știu, consum de apă caldă sau de încălzire de abur pe timp de iarnă, el trebuie să regăsească undeva, să împarte undeva. Dacă se merge la numărul de persoane și dumneavoastră scade de acolo, încărcăm factura vecinului. Dacă n-au stat și corect, așa e bine, dar dacă au stat pe acolo și încărcăm factura vecinului, iar nu e corect. Nu, dar și dumneavoastră știți că au fost plecați. Da, de unde să știu? Dar nu 3 luni de zile, doamna, a plecat 2 săptămâni, doamna Camelia. Nu 3 luni de zile, nu, eu nu am zis 3 luni de zile. A fost plecată fata mea și în Portugalia. Dar cum pot să-i demonstrez eu că copiii mei au fost și la părinții mei? Asta mă interesează. Da, deci e o problemă internă a asociației. Exact. Acolo, acolo trebuie să o declarație a șefului de scară. O declarație a șefului de scară, dar vreau noi toți să fim fair play unii cu alții, că dacă nu încărcăm costurile mai mult într-o parte, exact, la vecini decât... Mulțumim mult, doamna Camelia, șeful de scară, declarație că al dumneavoastră copiii au fost plecați. Vă mulțumim și noi. Ajungem la un subiect care e un subiect de suflet, părerea mea, pentru că zeci și zeci de oameni din cartierul Lițcani au avut de suferit după revărsarea părâului Dragomir, acolo la barajul Lipoveni, am înțeles, și o să, pentru a nu fi acuzat că, doamne feri, am ceva cu conducerea primăriei sau personal cu domnul Lungu, o să citesc un fragment din ce a scris Daniela Micuțariu, colega din presa scrisă de la Monitor,
monitorul. De altfel, monitorul ziar, care de mulți este considerat foarte apropiat de primarul Lungu și de PDM și de Flutur. Da? Oameni disperați cu agoniseala de o viață distrusă după inundarea cartierului Țicani, oameni disperați, bătrâni fără ajutor, copii care dorm pe la vecini, curți pline de mâl în care sunt înghesuite covoare mobilă electrocasnice. Acesta este tabloul care poate fi văzut acum la câteva zile după inundarea cartierului Țicani. Tot după câteva zile a ajuns în zonă și primarul Ion Lungu. Venit din concediu, domnul primar, sau venit de la București? Nu, venit de la București, mă rog, n-are rău să vă dau documente justificative. Nu. Am depus un proiect de 13 milioane de euro. Chiar așa s-a întâmplat. Așa a fost. Deci am anunțat cu o zi înainte. Deci 13 milioane de euro am semnat un proiect pe fondurile elvețiene. Am zis 13 milioane de lei la termic. Am avut o discuție, o audiență, doamna ministru de dezvoltării Elena Udrea, pe tema proiectului care le-am în centrul Sucevi. S-a întâmplat. Deci am fost 100% în direct serviciu. Eveniment nefericit, petrecut pe 7 septembrie, cum spuneam, au fost inundate 35 de case, 58 de curți, apa afectând 17 grădini, 41 de beciuri, 28 de anexii gospodărești, dispensarul medical din Țicani a fost inundat, trotuare distruse pe strada Gheorghe Doja, un pod afectat pe părâul Dragomirna, tot pe strada Gheorghe Doja, mai multe fântâni, un caz special într-o singură familie, 9 suflete au rămas fără acoperiș. E vorba, se pare, de familia lui Victor Gălătuș și a Irinei Crișu, 4 la Victor Gălătuș și Irina Crișu, 5 membri de familie, toți locuiau în aceeași casă. În stare de șoc, Adrian Gerasim, care locuia tot așa în zona Țicani, un bătrân de 70 de ani, o bătrână mai exact, Maria Bârzu, a plâns 2 zile, are pensia 500 de lei și nu are cu ce și repara casa. Ileana și Grigore Lucian, alți oameni neputincioși care s-au ales praf de agoniseala lor. În timp ce conducerea primăriei promite anchete sociale și despăgubiri, dar numai după buget. Așa, cel puțin așa a declarat stimatul invitat din această seară. În mod normal, a spus domnul primar, primăria nu are nicio obligație în acest sens, întreaga responsabilitate pentru cele întâmplate fiind a sistemului de gospodărire a apelor, ăsta este un citat. În schimb, domnul Ioan Ungureanu, fostul șef al Serviciului de Gospodărire a Apelor, a spus că deșeurile și gunoaiele au blocat apa la un pod de pe strada Gheorghe Doja și apa s-a revărsat în laterale. În situația aceasta, noi am intervenit. Acolo, pe strada și în zona Gheorghe Doja, străzile sunt în administrarea municipalității locale. Atenție! Sarcina curățirii acestor poduri și podețe și șanțuri revine administratorului de drum în speță municipalitatea locală. Citat declarație Ioan Ungureanu, da? El a sugerat direct că sarcina și vina vă aparține, domnule primar. Da, eu nu vreau să intru în polemică cu domnul Ungureanu. Deci, în primul rând, acei oameni au adevărată dramă. Și nu e singura voce, au mai fost care. Da, vorbim cu toate. Deci, în primul rând, acei oameni au o mare dramă acolo. Sigur, faptul că în ziua de miercuri n-am fost la fața locului pentru că eram la București cu o delegație anunțată cu 2 zile înainte. Încă te repet, am făcut niște lucruri importante pentru oraș. Trebuie să spunem foarte clar. În primul rând, canalul nu este la primăriei municipiului Suceava. Canalul este al SGA-ului, al Societății de Gospodărire a Apelor. 2. Faptul că erau, mă rog, deșeuri aruncate acolo este o realitate. Eu nu vreau să mă spăl pe mâini. Nu vreau să mă spăl pe mâini. Prima instituție care trebuie să intervină în aceste situații este Garda de Mediu. Deci este Garda de Mediu, cea prima care trebuie să se sizeze, să amendeze oamenii de acolo. Deci, încă o dată spun, nu ne spălăm pe mâini. Garda de Mediu. De ce n-a intervenit Garda de Mediu? Nu știu, Garda de Mediu nu e în subordinea primăriei. 3. Au și oamenii de acolo și au fost la fața locului, au aruncat deșeurile acolo și acum le-a venit bumerang. Și eu vreau să vă spun la modul sincer, nu fugim de responsabilitate. Eu nu fug de responsabilitate. Vreau să vă spun că atunci când au fost inundații naturale în 2007, 2008, 2009, 2010, am stat nopți întregi, fie la Țicani, fie la Burdujeni, așa cum se știe, am consolidat podurile, ne-am făcut datoria. Reprezentanții primăriei municipiului Suceava au stat din prima zi și până astăzi sunt acolo la fața locului. Vreau să vă spun că am fost la fața locului și am luat următoarele măsuri concrete.
În primul rând, în cursul dimineții de astăzi am avut ședință de comisie socială în care am repartizat două locuințe la cele două persoane, la cele două familii, pardon, la cele nouă persoane, familia Fișu și cealaltă familie. Deci am dat două case pentru că este casa socială a primării municipiului Suceava. În această dimineață, la inițiativa mea, și îmi pare rău și trebuie să o spun aici, și eu n-am nimic cu persoane de acolo, nici măcar cu domnul Ungureanu, deci de aproape săptămână când s-a întâmplat acest lucru, cei de la Seghean n-au intervenit deloc. Canalul este la fel de înfundat, mai mult de atât, leșurile animalilor plutesc acolo în canal, există un pericol de îmbolnăvire, de o declanșare unei epidemii. La inițiativa mea, ieri la ora 3 am mers la domnul prefect, a chemat directorul actual de la APE, domnul Păcurar, și din această dimineață se lucrează la decolmatarea canalului. Este în continuare pericol de inundație. 2. Este pericol de îmbolnăvire, de epidemii. Deci, la inițiativa mea, am făcut acest lucru. 3. Începând de luni, la fața locului, sunt oameni de la primărie, două comisii care fac anchete sociale. Fac anchete sociale la toți acești oameni care au avut de suferit acolo și vom intra în ședința de Consiliu Local din data de 29 cu despăgubiri bănești. Și vreau să spun aici, chiar dacă sunt în direct la un post de televiziune, cu mare greutate am găsit soluția legală să dăm aceste despăgubiri, pentru că n-au fost calamități naturale. A fost o inundare accidentală și o spun aici cu toată fermitatea. Cine a greșit trebuie să plătească. Ori aici este foarte clar, eu nu sunt persoane. Se iau a greșit și dați-mi voie să vă spun că mai pe surse am aflat că au avut o problemă tehnică acolo. Acele bani nu s-au mai închis, nu s-au deschis, a fost o problemă tehnică, a fost un incident tehnic. Dar este problema lor, nu este problema primăriei. Mai departe, am luat și am făcut o inventariere și sigur că nu ne permite emisiunea, am întreg dosar aici, cu cantitățile de materiale de care oamenii au nevoie și vreau să vă spun că am făcut la cele 60 de locuințe și în special cele 32 de case distruse, un centralizator, sunt necesare 25,5 metri cubi lemn, cherestea la fel 22,25 metri cubi, ciment 5234 de kilograme, parchet 504 metri pătrați, agregat de nisip 27,4 metri cubi, var 5564 de kilograme. E foarte important, e foarte important. Doamna, m-ați provocat, lăsați-mă. Deci am lucrat concret și lucrăm. Plăci de OSB 504. Să intrăm chiar nu, în... Nu intrăm. Asta are importanță. Am făcut o adresă la primărie, la toate firmele de construcții care lucrăm la primărie. Așteptăm să ne vină răspuns. Vom da pe lângă bani și materiale de construcție. Domnul viceprimar... Să doneze sau ce? Da, să doneze. Ajutare, da. Ajutare, gratuite. Domnul viceprimar Serdenciu, care ca sarcină să stea în cartierul Ițcani, să ajutăm oamenii la refacerea caselor. Deși, repet încă o dată, paguba nu este produsă de către primărie. La fel, vom asigura gratuit asistență juridică la cei care sunt, mă rog, care au casele asigurate și firmele de asigurări nu vor să-i despăgubească, pentru că spun că n-a fost o calamitate naturală. Le asigurăm gratis consultanță juridică. Deci, iată niște lucruri foarte concrete pe care primăria municipiului Suceava le-a făcut. Am intervenit acolo. Încă o dată spun, nu fug de responsabilitate. Foarte dar ce vina... Zic, primăria nu ar trebui să plătească nimic. De ce să plătească din taxele și impozitele noastre? Ar trebui să plătească, corect, clar, sistemul de gospodărire apelor și garda de mediu. Cel puțin și colegii mei din regie sunt de aceeași părere, mai pragmatici. Stache, mai... Vă spun, așa este. Trebuie să spunem aici foarte clar. Noi vom plăti anumite despăgubiri acolo, anumite sume de bani, funcție de pagube pe care le-au avut. Pentru despăgubiri totale, pentru că acolo sunt pagube mari, de zeci de miliarde de lei, părerea mea personală. Am fost ieri, probabil la vreo 15 case, din alea 32 care au fost afectate. Sigur, am auzit la alții, când a fost primarul la mine, nu pot să merg la toate casele, pentru că am și altă agendă. Eu trebuie să vin să fac o strategie. Cum ajutăm acești oameni? Am văzut despre ce este vorba. Am vizitat două străzi cele mai afectate. Strada Constantin Moraru și strada Muncitorului, unde sunt acele case care stau să se năruiască. Deci am lucrat pentru acești oameni. Mă doare sufletul, sunt un om sufletist. Așa cum a spus dumneavoastră, dacă aș fi un primar într-o ureche pe românește, aș spune, domnule, nu-i treaba primăriei. Doamne ferește, mai vine și curtea de conturi, ne interpretează, ne e bani, nu dăm niciun eu. Nu stau cu mâinile cruzișate. Nu, am spus eu, să știți că sute de zic, dar de ce din taxele și impozitele mele să-i dau... Voi să noi nu am închis bana despăgubim un idiot o parte sistemul de gospodărire. Noi despăgubim, da? O parte pe acești oameni. Pentru despăgubirii totală, o spun cu toată sinceritatea aici, acești oameni trebuie să adreseze la cei care au produs paguba, la SGA, și o spun cu toată responsabilitatea, măsura în care nu se găsesc soluții pe care amiabilă, trebuie să meargă în instanță. Vă promit că revenim la subiect și spuneți tot ce aveți de spus. Mai am și întrebări pe subiectul ăsta, dar haideți să vedem ce vrea o altă stimată domniță, da, doamna Daniela Sărutmâna, sunteți în direct. Bună seara! Să rămână, doamna Daniela! Cu un lucru concret, intervin și eu, domnule. Spuneți, vă rog.
Spuneți-mi dacă recepția lucrărilor pe Gheorghe Doja le supraveghează, le face cineva din primăria dumneavoastră? Cu siguranță, da, doamnă. Cu siguranță. Care lucrări pe Gheorghe Doja? Că acolo am pus apă, canalizare, reparatul străzilor. Haideți să vă spun despre ce vorba, strada Mitocelului, vă spune ceva? Da, doamnă, vă dau o veste foarte bună pe strada Mitocelului. Vă invidiază vecinii, strada Mitocelului, Câmpului și Alia Dumbrăvii în acest an intră în asfaltare. Apă, canalizare și asfaltare. Sper să o vedem și pe asta. Nu, doamnă, sunt om serios. E proiect european semnat. Am dat ordinul de începe a lucrării, deci trebuie să spunem foarte clar. Deci strada Mitocelului, strada Aleia Dumbrăvii, strada Câmpului vor intra în asfaltare. Dar, doamna, nu în acest an. De ce? În acest an și acum, în această perioadă, suntem în licitație cu etapa a doua de apă și canalizare. În primul rând, punem apă și canalizare, după care facem asfaltare. Vom începe cu asfaltarea străzilor din Burdujeni, Capitan Grigore Andrei, Victor Babeș și Plevnei, care au apă și canalizare. Dar vă spun, doamnă, că sunteți norocoasă, n-ați voie să vă spun. Pentru că și eu ca primar, doamnă, eu ca primar aș vrea toate străzile din Suceava să fie asfaltate, să fie minunate. Din păcate, lucrurile sunt așa cum sunt. Dar dumneavoastră, din toate străzile din Iscani, sunteți un caz fericit. Ideea e alta, până se va asfalta strada, poate totuși avem acces pe stradă, pentru că pe partea dreaptă a intrării pe stradă este o gură de canal care din 3 ani de zile îi fără capac, iar pe partea stângă, lucrătorii care au lucrat acum 2 săptămâni, au pus toate decupajele din asfalt, deci bucăți imense de asfalt, și atunci nouă cine rămâne. După ce 2 ani am umblat prin noroaie cu cizme pe lumea de lungi, acum luăm mașinile în practică și intrăm pe stradă eventual. Doamna Daniela, aveți pe al doilea aspect aveți 100% dreptate. Eu mâine dimineața la primărie trimit o echipă la fața locului să repare ce s-a întâmplat cu canalele mari, probleme, ne fură canalele, la fel avem... Dar ăla este purat de 2 ani de zile. Vă spun, deci ne fură canalele... Nimeni nici măcar nu a avut intenția să pună o gură de canal atunci acolo, probabil vor păzi vecinii. Dar nu a avut nimeni nici măcar intenția să pună. Da, stimată doamnă, știu că așa este la noi în România, cel mai divin e primarul, așa este și nu mă supăr, că de asta sunt primar. Din păcate nu se o divină. Acolo este societatea ACET, este o societate a Consiliului Local, așa este, care trebuie să verifice aceste canale. Dar vreau să vă spun că ieri după masă, când mergeam acasă, am văzut un canal furat în centrul municipiului Suceava, în stația la Bucovina. Sunt oameni... Da, să vă spun demenți, că se poate întâmpla o dramă. Vine cu mașina, deci peste noapte fură acest capac de canal. Avem mare bătărie, ca să spun așa, cu cei de la acest să înlocuim canalele. O să ajungem și de la acest acolo în zonă și o să rezolvăm problema. Cei ce au lucrat au lăsat în asfalt un adevărat traseu. Acolo vor fi foarte multe accidente, pentru că nu toți șoferii sunt suceveni, ca să-l cunoască. Stimate doamne, eu vă mulțumesc de sugerarea dumneavoastră, de sugestii și eu vă asigur că mâine dimineață la prima oră va fi o echipă acolo. Mulțumim mult, mai avem câteva telefoane tot de pe strada Gheorghe Doja, vecini de ai dumneavoastră, doamna Daniela, care sunt de părere că după ce a fost făcută asfaltarea la rece pe o anumită porțiune pe strada Gheorghe Doja, asta se întâmpla în primăvara acestui an, au pus pavele în gropi, nu s-a mai făcut asfaltarea, pavelele au rămas acolo, ba mai mult, este un loc unde s-a dat cu banda albă, s-a marcat, s-a vopsit strada și au vopsit chiar și pavelele, nu le-au mai scos, dar nici de cum să pui asfalt în locul pavelelor. Cel puțin așa ne-au semnalat câțiva oameni de pe strada Gheorghe Doja. Da, și multe telefoane pe strada Gheorghe Doja. Corect. Să știți, deci, stradă problemă. Nu e o stradă problemă. Deci e o stradă relativ bună. Deci a fost asfaltat anul trecut cu covor asfaltic. A fost problemă că Nemulțumiți. Da, au o problemă oamenii de acolo, nu au trotuare. Nu au trotuare. Da, știu care este problema. La fel spun, o să ajungem și acolo și eu aș vrea să fac pe toate. Numai că trebuie să fie foarte clar, nici la primărie, noi nu suntem într-o oază în afara României sau a economiei românești. Noi avem criză, avem probleme cu banii, dar vom ajunge și acolo. La Gheorghe Doja trebuie să facem niște trotuare. Știu exact zona în care, sper să ne ajute Dumnezeu să ajungem să facem niște trotuare pe care să poată circula copiii care merg la școală. La școală bătrânii, sunt niște copii pe acolo. Așa. Și da. Cunosc exact problema. Vine sezonul ploios și în primăvara am avut foarte multe... Da, eu sunt om cu care circul. Vreau să vă spun, sunt străzi mult mai rele decât strada Gheorghe Doja în Suceava. Strada Gheorghe Doja e stradă relativ bună. Merg des pe ea. Ajungem și la străzi, că tocmai avem noutatea zilei, da? Cele 14 străzi din municipiu care vor fi reabilitate total și mai am și câteva reclamații venite de la oameni care stau pe alte străzi care nu vor fi reabilitate anul ăsta. Da.
Ne întoarcem, în schimb, pentru încă puțin la subiectul inundațiilor din cartierul Ițcan. Dumneavoastră tot spuneți că este calamitate naturală, mulți dintre... Nu e calamitate naturală, e un accident. Că e un accident, nu e calamitate naturală. E o inundație accidentală. Aveți dreptate, inundație accidentală, nu e calamitate naturală, asta precizat. Mulți dintre telespectatori m-a întrebat, domnule, dar e o situație de urgentă generată de niște inundații, da? Nu sunt inundații. Este legii. Nu sunt inundații. Păi inundații înseamnă altceva. E o situație de urgență. E o situație de urgență, dar nu... Răspunde primarul de situație de urgență. Da, hai ca să ne înțelegem. Sigur, de toate situațiile răspunde primarul. De accidente, sigur, sunt oameni, răspund în cazul de față, cei care greșesc. Primarul, pe toată raza municipiului Suceava, este șeful inspectorat pentru situație de urgență. Deci asta este una. Aici organizăm oamenii cum să intervină. Dar de la intervenție până la responsabilitate este o cale lungă. Nu înseamnă că tot ce se întâmplă, Doamne ferește, explodează la o fabrică privată ceva în curte, nu e de vină primarul. Exact. Dar în același timp, pe linie de situații de urgență, tot primarul trebuie să coordoneze intervenția la nivelul localității. Bun. Ați sesizat vreodată cineva din conducerea primăriei pe cei de la Garda de Mediu privind situația asta? Și avem niște imagini făcute de colegii de la știri, o să le vedem, cu celelalte canale de prin Suceava, da? Domnule, a sunat domnul Lungu sau domnul Harșovski sau domnul Seredenciuc la conducerea Gărzii de Mediu și spun, ce facem cu canalele astea? Domnul, discuții generale sunt. Să spunem că am sunat pentru canalul... Nu pentru este, canalul ăla punctual. Tot e bine când e bine. Exact. Când se întâmplă ceva, să dau mii de interpretări. Oamenii, în primul rând, trebuie să înțeleagă și ei și eu le-am spus foarte clar. Deși ea răspunde nou. Nu este atributul primăriei municipiului Suceava. Cu toate acestea, în această dimineață, oamenii la primărie, în primul rând cei la SEGEA, au mers acolo să decolmateze canalul. Noi vom curăța acel canal, dar oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să-l întrețină. Pentru că vă spun, cu am fost proprii curățați canalul ăla. Da, cum de ce vă implicați Domnul, este un pericol, stați un pic așa, domnul Orsachi. Este pericol, în cuvânt spun, de a declanșa o epidemie în zonă. Epidemie, leșurile de animale stau acolo și zac în acel canal. Deci, ați auzit varianta pescărească cu fisura, ce fisură în dig, ce plan de golire controlată, sunt niște scorneli de justificare a celor de la Serviciul Gospodărirea Apelor, pentru că periodic anumiți prieteni de la baraj de acolo agită apa pentru a goni peștele și a crea prin golire un prag de mâl și atunci prind tone de pește, e o mafie a peștelui cu aceste goliri. L-acuză și pe domnul Ungureanu că prin frigider sigur mai are câțiva crape oglindă, ăsta e un pescar cu siguranță. Așa au făcut și de data asta, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nu au putut să mai oprească deversarea. Și dintr-o dată cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor, cu toate că știau de treaba asta cu ciracii de la baraj, au dat-o într-o deversare controlată. Deci, au observat-o și oameni pescari care erau în zonă. Nu fug de responsabilitate. Eu ca primar, eu în primul ca primar. Poate să rezumă la primar. E o variantă ca s-a întâmplat. Domnule, putea să ne anunțe, să spună domnul Ungureanu, primăria, adresă. Aveți grijă că în zile de cutare și cutare facem deversări, luați și verificați măsuri. Dacă canalul este curățat. S-a întâmplat de când sunteți primari. Aveți o experiență totuși primar. S-a întâmplat vreodată să primiți o astfel de adresă până acum? Nu. Nu am primit niciodată adresă. Și acolo deversări s-a făcut an de an, s-a făcut diversare. Tocmai, că nu e nici prima, nici ultima diversare. Deci acolo s-a întâmplat ceva. Am înțeles că și anul ăsta au mai fost de vreo două ori deci, astfel de s-a întâmplat diversare. Ceva. Eu nu vreau să intru nici în presupunere. Acei de la SEGEA trebuie să aibă cum să spun eu, transparența să spui ce s-a întâmplat acolo. Despre asta este vorba. Restul ne învârtim în jurul cozii. Eu nu fac de responsabilitate. Mai avem un telefon, deci e plauzibilă și varianta pescărească. Nu știu. În opinia mea, asta cu crapul oglindă care se află prin lăzi frigorifice cu sutele de kilograme. Avem chiar un om din, o femeie din Ițcani, o femeie care a pătimit de pe urma inundațiilor la telefon. Sărut mâna, stimată doamnă, bună seara! Bună seara! Sărut mâna, bună seara! O întrebare pentru domnul primar. Spuneți, vă rog. Ce se mai poate face cu mașinile cu tonaj mare pe strada Biruință, că pur și simplu ne dărâm în casele. Ce să facem? Unde să mai merge? Deci, stimată doamnă, aveți dreptate.
Problema este felul următor. Soluția pentru a scoate mașinile grele din Ițcani este finalizarea rutei ocolitoare. Ruta ocolitoare care trebuia să fie... Ruta ocolitoare care trebuia să fie gata în acest an. Din păcate, s-a tergiversat lucrările datorită, scandalul care a fost în zonă cu acele despăgubiri pentru oameni care au teren în zonă. S-a dat o hotărâre de guvern, știu că domnul prefect o pune în aplicare. Vom debloca lucrările acolo și sper ca în acest an, măcar jumătate din ruta ocolitoare, măcar 4-5 km să dăm în funcțiune. Deci, dați-mi voie să vă spun, eu ca primar am făcut tot ce am putut, stimată doamnă, am făcut rost de această finanțare pentru ruta ocolitoare, care nu e simplu, am fost și am căutat în soluții să devem acest trafic greu prin Ițcani. Am fost prin curte la fabrica de ien, pe la Coca-Cola, am ajuns pe Imaș la Pătrăuț, acolo era un podeț mic pe care nu puteau trece mașinile mari. Deci îmi pare rău, știu că aveți de suferit, la fel putem veni o comisie la primărie la fața locului să vă dăm niște despăgubiri de la primărie, dar soluția definitivă. Dar chiar vă rog, domnul primar, mă scuzați un pic. Chiar vă rog. Da. Proprietate, casa nu este mea, este casa statului. Eu nu mai pot câți bani am băgat și perețul mi-e dărâmă. Iar la asta nu știu dacă... Casa statului e și mai simplu, stimată doamnă. Vă scutim de chirii, găsim soluții. Vă rog, veniți la mine la primărie, mâine am audiență la ora 10:10, veniți la mine și găsim soluții. Da, mulțumesc. Sărbună. Vă mulțumim și noi că urmăriți emisiunea Vorbește Suceava. Așa, colegii mă anunță respectuos că la Arad și la Timișoara construcția centurii sau a inelului ocolitor, așa cum îi face stimatul invitat să spună, au durat 7 ani de zile. Noi avem 3 ani. Dumneavoastră aveți trei ani. Când ați tăiat panglica la șoseaua de centură, N-am tăiat-o, că dacă tăiam panglica era gata. Când ați tăiat panglica la debutul lucrării, nu știu prea bine ce spun. Am și fotografie cu Santa Maria Ardelean în spatele dumneavoastră cu ochelar de soare. N-am tăiat și... panglica, a fost o slujbă din începerea lucrărilor. Slujba de începerea lucrărilor. Unde s-a tăiat și o panglică sau nu s-a tăiat o panglică, mă rog. Da. Ați spus că cu siguranță vor fi gata lucrările, ați garantat și dumneavoastră și domnul Gheorghe Flutur. Eu atunci am pus un pariu cu mai mulți prieteni și am pus și un pariu direct la o televiziune că mi-au bikini de damă mov cu puf și merg pe toată inelul ocolitor. Dacă trebuie să spun adevărul până la capăt, din păcate nici nici domnul Flutur nu dirijăm această construcție. Este beneficiar, este municipiul Suceava, este investiția Ministerului Transporturilor. Știu. Am scăpat de puful mov oricum, asta mi-am luat o piatră de pe inimă. Dacă vine vreun tir dinspre Botoșan sau Dâncata, pe unde ajunge pe ruta ocolitoare dacă nu prin Ițcani? Mai spunea stimata doamnă înainte de a... Da, mai vine, pentru că acolo avem o altă rută ocolitoare, cei care vin la Botoșani, avem ruta ocolitoare numărul 2 la care căutăm finanțare, la Botoșani, Salcea, Ipoteș și iese la cumpărătura. Deci am gândit-o, avem făcut studii. Este mai pe viitor, un inel. Dumnezeu, credeți că eu nu vreau să-i fac azi, nu să fac păcând din degete, dar cu răbdare, încet ne mișcăm. Am ajuns la infrastructură și nu putem să evităm subiectul celor 14 străzi din municipiul Suceava. Nu înainte de a mai întreba pe dumneavoastră ultimele două întrebări referitoare la cazul Ițcani, pentru că nu vreau să mai lungesc foarte mult comentariile și discuțiile pe marginea acestui subiect. Poate sunt și foarte mulți oameni interesați și de alte subiecte. Domnul primar, vinovat este clar Serviciul de Gospodărire a Apelor, în opinia noastră, dar și Garda de Mediu? Hai ca să ne întoarcem la cei care au făcut această deversare accidentală. E vorba despre ea. Pentru că, așa cum am spus, s-au mai dat. O vină morală, domnule, că nu ați niciodată... O vină morală, sunt de acord cu dumneavoastră. O vină morală are primăria și mai mult decât morală, cum vreți dumneavoastră, și o vină morală o au și oamenii din zonă. Oamenii, din păcate, le-a venit bumerang, au dat toate gunoaiele în canal și acum canalul s-a blocat cu aceste gunoaie și a inundat în locuințele. Eu am spus foarte clar la toți cei adunați acolo. Să tragă ceva învățătură din asta, pentru că eram într-un grup de oameni și veneau și spunea, vedeți domnul de acolo, nu vrea să plătească la Rosal, tot gunoiul îl dă în canal. Nu așa cum l-au inundat. Oamenii trebuie să înțeleagă că... O să rog exact pe colegii primăria, de regie foarte inspirați să derumeze imagini primăria, cu celelalte canale. Primăria va face supravegherea acestui canal, vom amenda mai mult. Noi dacă avem o vină, știți care este vina noastră? Când am mers să amendăm oamenii, să-i pândim în iarunc cu gunoaie. E vina primăriei asta.
vă spun foarte clar, e și vina primăriei. Dar în același timp oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vor da în continuare deșeurile în canal, oricând există riscul să-și inundeze, să fie inundate din nou. Și nu numai în zona aia. Da, nu, numai zona, că... nu numai în zona aia. Oamenii, avem în Burdujene alte cazuri, exact, care le aruncă pe câmp. Noi avem dar imagini câmp, chiar din Burdujene aici. Pe câmp, dar aici, dând, devărsând aceste deșeuri în, în albia canalului, au blocat canalul și le-a inundat casele. Foarte multă vegetație, domnul primar, uitați, copaci, da, copaci, da, crescuți, deci copaci aia, da, copaci de 8-10 ani de zile, deci, arboreți de, domnul, de când eram noțiunări. Domnul, hai să ne înțelegem, acest crescuți canal este de administrarea Segheaului, nu este al primăriei. Toaletarea și curățirea este sarcina administratorului, în speță discutăm de canal, nu de podul, canal, de podeț, da, 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 de canal. Canal, canal, canal este al Segheaului, Segheaul trebuie să-l întrețină, nu este datoria primăriei. Asta, sigur că eu nu... nu... Da. Zic, Doamne, ferește din cazul omului. Și la minister chiar, la Ministerul Mediului. Domnule, uite ce se întâmplă cu toate canalele din Suceava. Sunt copaci care... Eu sunt convins că așa sunt toate canalele din România. Direct, de câți ani era în funcție Ungureanu la serviciul de gospodărire apelor, de atâția timp au crescut copacii aia prin canalele de deversare din Burdujeni, din Ițcani, și din alte locuri. Și totuși, ne întoarcem, s-a făcut atâtea deversări și știu că s-a făcut. Perioade s-a făcut, s-a întâmplat ceva, a dat drumul la un debit, da, de apă și mare. Și mizeria ce vorbeam de cetățenii, da, uitați, civilizați, uitați, din Burdujeni și Ițcani. Da, și din întreaga Suceava. Uitați câte peturi sunt acolo, uitați câtă mizerie este. Da. Trebuie să învățăm mai multe teoretic se spune că aceste canale ar trebui să fie betonate. Avem niște imagini unde uite și o garderobă frumoasă acolo prinsă. Cam așa arată canale de deversare în anumite zone din Burdujeni și Ițcani. Deci mai e o leacă și crezi că ești în delta. Da, deci iar ne întoarcem la partea de administrare. Măsura în care nu este în administrarea municipalității, din punct de vedere legal, n-am cum să intervin acolo. Da, da. Asta e situația. Asta este. Dar ca situația, să concluzionez pe acest subiect, sunt alături de acești oameni care au o mare, trăiesc o mare dramă, au un mare necaz și vom face tot ce putem să-i ajutăm, să, până vine sezonul rece, să poată sta în casele lor. Fie cei care au, mă rog, paguri mai mari, îi vom ajuta să-și repare dușumelile, să-și, eu știu, repare casele, tencuielile, să-și pună podele. Vom face în așa fel încât să-i ajutăm. Cei care au pagubele la... în alte domenii, electrocasnice, mașini de spălat, am văzut foarte multe care au fost afectate, frigidere, îi vom ajuta cu sume de bani să poată să-și cumpere altele. Deci eu, ca primar, n-am stat cu mâinile încrucișate, vrem să ajutăm acești oameni, din păcate noi nu putem face o despăgubire totală, pentru o despăgubire totală trebuie să se adreseze celui care a făcut paguba. Și aici nu mă feresc să spun, să iau-o. Da, eu am ținut mult să vedem imaginile astea, doamne, să încercăm să evităm pe viitor în alte zone din Suceava o de problemă, da? Administrația locală să nu mai fie blândă. Eu de regulă nu sunt pentru a amenda oamenii. Are un om pensie de 3 milioane pe lună și mai o să dau 5 milioane că nu am cazul de ce unii trebuie. N-am fost pentru acest principiu, dar vom fi mult mai exigenți și acolo unde oamenii sunt atenționați. Răchită în mijlocul canalului și deșeurile alea, eu nu cred că sunt aruncate de azi de ieri. Adică acolo s-au acumulat deșeuri în timp. Da? Este vină colectivă, dacă stăm. Vină colectivă. Bun. Asta a fost cu subiectul canalului. Dumneavoastră o să urmăriți în continuare imagini. Vă reanunț că telefonul Televiziunii Plus este 0330 10 10 22. Puteți suna și puteți să-i adresați întrebări primarului Ion Lungu. Am ajuns la subiectul cu cele 14 străzi din municipiul Suceava, inclusiv bulevardul principal, care vor intra în lucru chiar de, au intrat deja în lucru, ați declarat dumneavoastră ieri, da? Ați stabilit o ordine de priorități și doriți să atacați lucrările din mai multe locuri. O echipă va începe cu reabilitarea bulevardului principal din zona Galeria dinspre Folticeni. O altă echipă va lucra pe strada Metropoliei la lărgirea bulevardului de la 2 la 3 benzi, 2 spre Suceava, echipe vor fi despre Suceava dinspre Ipoteș și una Suceava spre Ipoteș. O altă echipă va lucra în Burdujeni. Pe... ați făcut așa o schiță a lucrărilor, da? Un da, echipă va lucra în fața gării Ițcani. În sfârșit, după 5 luni de zile aproape de contestație, am reușit să deblocăm acest proiect.
Mă bucur că am scos-o la capăt pe românește, pentru că am dat în această sarabanda proiectului și vreau să vă spun că sunt proiecte blocate de 2-3 ani de zile sau și cunosc cazuri concrete. Deci sunt blocate în aceste licitații și nu mai pot scoate la capăt. Mulțumesc Dumnezeu că am scos-o la capăt și vreau să vă spun că am avut discuții cu acest consorțiu de firme Combucovinafor, Construc Cominco și Simetrica Suceava, în așa fel încât să demarăm cât mai repede lucrările. Fac organizare de șantier, începând săptămâna viitoare vor participa și ei la comandamentele la primărie. Sper să recuperăm în cele, eu știu, poate două luni, în ideea că va fi o toamnă lungă, ceea ce am pierdut în ultimele 5 luni de zile. Vom face lucrări de calitate și vreau să vă spun că acest proiect oricum are termenul de realizare, de finalizare anul viitor. Vom reuși să reabilităm bulevardul principal cu cele 14 străzi care le-am enumerat, de la intrarea municipiului Suceava dinspre Fălticeni până la înșirea spre Botoșani, strada Mitropoliei, plus cele 6 străzi, le-am mai spus odată, Mitocelului Câmpului și Alea Dumbrăvii din Ițcani, Capitan Grigore Andrei, Victor Babeș și Plevne din Burdujeni Sat, plus reabilitarea parcurilor de la gara Ițcani, din fața primăriei Burdujeni, montarea de stații modulare la stații de transport, de asemenea reabilitarea podului de peste calea ferată din zona Burdujeni și a podului de peste râul Suceava. Să știi că podul nu este ridicat la... Noi am consolidat podul de peste râul Suceava din zona bazarului, dar el nu este ridicat la alineament. Este o sumă prevăzută de 1 milion de euro pentru acest... Special pentru lucrarea pentru asta, pentru lucrări, da? Și vom face acest lucru probabil cel mai probabil. Ce vine să ne mulțumiți că debutați lucrările astea importante în prag de iarnă. Dom'le, iarna nu-i covar, nu poți lucra... la minus 20 de grade, da, așa, fata, de acord, 14 străzi importante. Am explicat cauzele obiective. Deci, da, au fost acea contestație la licitație, acum s-a putut, da? Proiectele celelalte le-am demarat din primăvară. Dacă ne uităm la parcări care merg foarte bine, ne uităm la iluminatul public, ne uităm la centru tradiție populare, ne uităm la centru cultural Bucovina, de la Modern, lucrările merg destul de bine. Se mai întâmplă și așa, încă vă spun, bine că am scos-o la capăt, că sunt lucrări care s-au pierdut datorită faptului că nu s-a mai scos la capăt aceste contestații la sau anulat. Îl avem pe domnul Gheorghe la telefon. Aș mai avea o precizare, la o rugăminte venită de la o telespectatoare. Femeile au întâietate, văd că în această seară în fața dumneavoastră. L-aș ruga pe domnul primar să mai viziteze din când în când și strada Aleea Alelilor, că este complet distrusă. Strada Aleea Alelilor, nu știu, parcă mi se ridică minge la servă. Am fost săptămâna trecută, cred că am stat 3 ori pe Aleea Alelilor și doamna poate să confirme, se lucrează la ora actuală, se asfaltează strada Aleea Alelilor. N-o fi fost cu coana acasă, deci domnule. Se lucrează pe strada Aleea Alelilor și vreau să vă spun lucru interesant care ca decizie am luat acolo și am stat cu oamenii care erau în zonă, desfințăm un trotuar și asfaltăm strada în așa fel încât să circule pe un trotuar și oamenii să aibă posibilitate de parcare. Vom face strada la aleilor axul principal și toate la aleile permiteți expresia că sunt mai multe ramuri, deci vreau să vă fac ca la carte strada la aleilor în acest an. Stimată doamnă, am fost pe strada la aleilor. Domnul Gheorghe, hai, după 5 doamne să primim și un domn în seara asta frumoasă. Cu respect, bună seara, sunteți în direct, puteți să îi adresați plângeri, întrebări, sesizări primarului Ion Lungu. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Aș dori să adresez, domnule primar, o întrebare foarte controversată, de fapt. Așa. Am pus aceeași întrebare și domnilor ajunte dumneavoastră, domnul Harșovski și celălalt, privitor la ocuparea parcării dintre blocurilor 31, 32, 33 și 34 din George Enescu, de către o persoană care a avut bani să investească 2000 de euro într-un pietonal, într-un trotuar, ocupând 100 de metri dintr-o parcare. Întrebarea mea este așa. După aceea am întrebat domnul Harșovski dacă există autorizație, dacă există acte. S-a referit la faptul că toată lumea e mulțumită și nu trebuie autorizație. Dacă e așa, consider că înseamnă că eu personal, un particular, pot să-mi fac un garaj fără autorizație. Dar stați un pic, a spus un pietonal, nu un garaj, stați că nu înțeleg. Domnule dragă, dacă e vorba de un trotuar, este o construcție. Dar stați un pic, ca să ne înțelegem. Cineva a făcut un trotuar? Da.
În ce calitate? În ce calitate a făcut acest lucru? Traversează o parcare și ocupă 100 de metri pătrați. Dar cu ce l-avantajează acel trotuar? Nu am mai vorbit, se pare, de... Domnul Gheorghe, nu știu exact ce vorbiți, dar eu sunt un om direct. Mâine dimineață vin până la fața locului să vă știu despre ce este vorba. Da? Că nu înțeleg esența problemei. Un privat a făcut un trotuar. Eu știu că trotuare în Suceava face doar primăria municipiului Suceava. Domnul Hașovski a refuzat să... Domnul, hai să înțelegeți, mi-a cheamă lungul. Vă rog să mai adresați întrebarea mea, da? Deci, încă o dată vă spun, domnul Gheorghe, deci trotuarele în municipiul Suceava le face primăria municipiului Suceava, punct. N-are nicio treabă, domnule, privat să facă trotuar. Un trotuar privat, domnule. Un trotuar care vine la o bibliotecă de cult religios. O bibliotecă de cult religios. Un trotuar care duce la o bibliotecă de cult religios. Bun. Deja intrăm într-o altă sferă. O fi biblioteca domnului... Hai să vedem dacă are autorizație. Până la urmă, dacă e o bibliotecă de cult, cum spuneți dumneavoastră, de interes public până la urmă, hai să vedem ce este vorba. Dați-mi voie să spun, mi se pare o problemă... Domnul Gheorghe, ce avea pe trotuar? Asfalt sau pavele? Asta mă interesează. Nu, beton. Beton, bun. Da, și trece și peste un canal de gaz. A acoperit un canal de gaz trotuarul făcut fără autorizație, da? Am lăsat niște borduri în care noi ne lovim mașinile. Am reținut. Da, eu rămân surprins și spuneți dumneavoastră, repet, dacă cineva a făcut acest lucru acolo, trebuia să aibă autorizație la primărie. Sesizarea a făcut-o dumneavoastră într-o emisiune în direct la Vorbește Suceava și viceprimarul Lucian Hașovski, da? Domnul Gheorghe, am o rugăminte la dumneavoastră. Da, haideți să fim bărbați, să o ducem până la capăt. Mâine dimineața 10 fără 10 vă aștept la mine la primărie. Bine. Da, vă aștept. De acord. Și mergem la fața locului, vedem cine, cum. Eu nu lucrez pe sistem de pile. Da, n-am mamă, n-am tată. Hai să vedem dacă este... Domnul Gheorghe, mergeți mâine la primărie? Absolut. Bine, vă aștept. Mâine la ora 10 fără 10 vă aștept la primărie. Sunt curios și după aia să mă sunați, să-mi lăsați și mie un răspuns cum s-a rezolvat problema trotuarului care duce la o bibliotecă. Vă mulțumesc mult pentru telefon. Felicitări pentru insistența cu care vă apărați drepturile. Sunt puțini oameni care, într-adevăr, luptă pentru dreptul lor, fie că e un trotuar care duce spre o bibliotecă unde se citesc psalmi în limba rusă sau se citesc cântări pentru Iisus. Vă propun să luăm o scurtă pauză publicitară. După care revenim în a doua parte a emisiunii. A doua parte a emisiunii ceva mai scurt. Aș vrea să vorbim multe despre deschiderea noului an școlar, despre Universitatea din Suceava și despre proiectele europene mari din municipiul Reșeni de Județ, privind parcajul din centru, privind iluminatul public, privind centrul de tradiții populare, precum și multe, multe altele. Rămâneți pe Televiziunea Plus, revenim imediat.